Glorie Domnului! Hai să deschidem Scriptura la pagina 577, Psalmul 42. Psalmul 42, pagina 577. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte, când mi se zice fără încetare, unde este Dumnezeul tău? Mi-aduc aminte și învărs tot focul inimii în mine, când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime și cum înaintam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătorilor de bucurie și mulțumire ale unei mulțimi în sărbătoare. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Îmi este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule. De aceea la tine mă gândesc din țara Iordanului, din Hermon și din muntele Mițear. Un val cheamă un alt val la vuietul căderii apelor tale. Toate talazurile și valurile trec peste mine. Ziua Domnului îmi dădea îndurarea lui, iar noaptea cântam laudele lui și înălțam o rugăciune Dumnezeului vieții mele. De aceea zic lui Dumnezeu, stânca mea, pentru ce mă uiți? Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrăjmașului? Parcă mi se sfărâmă oasele cu sabia când mă batjocoresc vrăjmașii mei și îmi zic neîncetat, unde este Dumnezeul tău? Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Amin. Este un psalm cunoscut pe care îl citim des, dar în general ne oprim la prima parte a psalmului. Ne place să citim versul acestea despre însetarea după Dumnezeu. Cântăm, cântarea ațosoroasă se limitează la primele două versete. Atunci când citim un text biblic, e important să observăm câteva lucruri, ca să înțelegem despre ce vorbește textul respectiv, ce vrea să ne vorbească Dumnezeu. Probabil dacă am citit cu atenție aici, ne sar în ochi cel puțin trei lucruri. Spre exemplu, repetiția refrenului, cred eu că este un refren acesta, care apare în versetul 5 și versetul 11, un verset care se repetă, pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi lăuntrul meu. Apoi trebuie să văd această zbatere care există în psalmist. Începe într-un ton sau o notă pozitivă, apoi scoate la iveală mâhnirea din sufletul lui, din nou laudă pe Dumnezeu, din nou cade într-o deznădejde. Și apoi trebuie să observăm cuvintele care au aceeași sens. Și dacă ne uităm, foarte mult se repetă câteva cuvinte sau expresii care vorbesc despre o întristare, o tristețe, o mâhnire a sufletului. Versetul 3, cu lacrimi mă hrănesc. Versetul 4, învârs tot focul inimii. Versetul 6, mi-este mâhnit sufletul în mine. Versetul 9, pentru ce mă uiți? Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare? Versetul 10, parcă mi se sfărâmă oasele. Și cred eu că versetul acesta sau psalmul acesta vorbește tocmai despre acea stare a inimii de deznădejde, de mâhnire sau mai nou, cum o cunoaștem noi și auzim, de depresie. Și în această dimineață vreau să vorbesc despre depresie, nu neapărat în forma ei gravă, pentru că știm că depresia are forme mai legere, stări de depresie și are o formă mai gravă, nu este momentul și timpul să discutăm despre forma aceasta, dar vreau din start să spun că depresia există și la creștini. Noi până acum, nu de mult, spuneam că lucrul acesta e un lucru greșit, păcătos, e o boală care nu are de-a face cu creștinii și, într-adevăr, într-un mod ideal, n-ar avea ce căuta, pentru că, așa cum au încercat frații să ne spună și cuvântul lui Dumnezeu ne-a vorbit, când știm cine suntem, când știm în ce ne-am pus încrederea, sufletul nostru este adăpostit, este odihnit și nu poate cădea în depresie, numai că viața de zi cu zi ne arată că acest ideal nu există întotdeauna și că, deși este un pic, spuneam, surprinzător pentru noi, din ce în ce mai mult apar astfel de stări, astfel de boli și în biserici printre credincioși. Depresia este o realitate a vieții și într-o anumită perioadă fiecare om se va confrunta cu o formă a ei. Nu există, cred, om care să nu treacă printr-o stare de felul acesta. Poate fi pasageră, poate fi o perioadă mai scurtă, la alții poate fi o perioadă mai lungă, la alții poate să ajungă să degenereze și să aibă nevoie de ajutor, chiar medical. Vreau să vorbesc despre forma aceasta cea mai des întâlnită, stări de depresie, stări de mâhnire, stări de întristare. Depresia, definiția depresiei este o stare de tristețe profundă, de îngrijorare foarte mare, de descurajare continuă, de melancolie,
Se caracterizează prin lipsa bucuriei, prezența unor stări de supărare, dorința de izolare. Ea are și aspecte, într-adevăr, psihologice și neurologice, dar în general la baza ei este o stare spirituală, este o problemă spirituală. În general, la baza ei este o problemă de păcat, o problemă spirituală. Nu totdeauna, dar în general. Depresia se ancorează foarte mult în minciună. Noi suntem mințiți la nivelul minții că Dumnezeu a scăpat lucrurile sub control, că nu mai ține cont de ceea ce se întâmplă și uitați, strigătul lui, de fapt era un strigăt al minții lui, pentru că n-avea neapărat vrăjmașii care mereu îi spuneau lucrul acesta. Poate i-au spus de câteva ori, dar continua în mintea lui gândul acesta să preseze. Unde este Dumnezeul tău? Unde este Dumnezeul tău? Și oamenii primesc minciuna aceasta la nivelul minții și deși este o întrebare destul de stupidă, o pun. Dacă Dumnezeu te iubește, de ce nu intervine? Dacă Dumnezeu te iubește și este suveran, de ce nu-ți rezolvă problema? Și se lasă păcăliți de lucrul acesta și ceva se întâmplă în ființa lor. Nu vi s-a întâmplat de multe ori să fiți într-o stare de nemulțumire, de întristare și după ce stai un pic și te gândești, îți dai seama de unde a pornit. Imediat te duci la sursă, rezolvi problema și starea ce a trecut. Dar dacă nu o rezolvi la timp, ea poate să acumuleze alt stres, alte probleme, alte gânduri și poate degenera. Și sunt unii care pot ajunge să-și rezolve singuri problema aceasta, apelând la cuvântul lui Dumnezeu, la acele lucruri care le voi spune în dimineața aceasta, care desigur nu sunt noi, dar vreau să le pun într-o lumină diferită. Alții nu ascultă, continuă în starea lor și ajung să aibă nevoie de un consilier, să aibă nevoie de un mentor, de un lider spiritual. Alții merg mai departe și ajung să fie în ani de zile prinși în astfel de stări. Și probabil fiecare ați avut experiența aceasta la un anumit nivel, fie mai profund, spuneam, fie mai de suprafață. De la adolescenții care, uitați-vă, cred că și dumneavoastră citiți statistici, este destul de înfiorătoare statistica depresiei printre adolescenți. Copii din vârstă fragedă, prinși în lucrul acesta, în menghina aceasta depresiei. Adolescenți care vor să-și ia viața, care nu mai văd un viitor. Tot ceea ce li se spune este că viitorul este sumbru, fără nicio speranță pentru ei. Nu va fi speranță de loc de muncă, nu va fi speranță de o pensie, nu va fi speranță chiar din punct de vedere religios. Observați, noi de multe ori chiar noi contribuim la aceasta spunându-le legile care se dau, ce va fi un dezastru și un pic teama pe care o provoacă lucrul acesta în mintea noastră, fără să ne controlăm, o răsfrângem și asupra lor. Până la urmă, poate nu spunem ca Ezechia, dar gândim ca el. Important să se termine cu generația mea, că după aceea nu contează ce va veni. Și toate lucrurile acestea acumulate îi fac să simt așa o menghină care le cuprinde mintea, sunt speriați. Mame care ajung să fie într-o stare depresivă, poate lucrurile sunt bune, te uiți la ea și o vezi, are 3-4 copii, pare că este ok în mijlocul copilor ei, dar trăiește stările acestea. Un bărbat care poate, ce știu, poate și-a pierdut locul de muncă sau poate chiar la muncă nu este satisfăcut, viața de familie nu mai satisface, așa cum se spunea, slujirea și cade în stările acestea. Zile trecute vorbeam cu cineva și mi-a spus un alt episod dintre nenumăratele care sunt, repet, se petrec în bisericile noastre. Un bărbat care a slujit, un bărbat care l-a slujit pe Dumnezeu, căzut în depresie, a cerut ajutorul, nu a acceptat probabil forma de ajutor care i s-a acordat și a terminat prin suicid. Și-a luat viața, s-a suicidat. Trăim într-o astfel de vreme și nu știu de ce evităm să vorbim despre subiectele acestea. Într-un mod sau în altul se face referire mereu, dacă ați observat la ora de rugăciune, mereu se face referire la lucrul acesta. Amintiți-vă ceea ce suntem în Hristos, pentru că cei care vin aici văd starea bisericii de multe ori amorțită sau apatică sau plină de îngrijorare, plină de teamă și atunci folosim psalmii care sunt plini de astfel de îndemnuri, încearcă să ridice cumva starea. Care sunt cauzele? Ele pot fi, spre exemplu, necazuri deosebite care vin peste viața noastră, cum ar fi divorțul, și aici sunt implicați și copiii, lipsa serviciului, pierderea locului de muncă, decesul unei persoane dragi, stresul este una dintre cauzele cele mai comune, lipsa somnului, lipsa alimentației corecte, un schimb hormonal care apare în organismul nostru, pot fi cauze sufletești, precum păcatul, așa cum am auzit, neiertarea, poate să ducă în starea aceasta. Oameni care sunt prinși în propria cușcă, nu vor să ierte, nu vor să iasă din starea aceea sau nu vor să se mărturisească. S-a citit Psalmul 32. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele. Observați, o stare internă te afectează la toate nivelele, nu mai doar la nivel sufletesc. Apoi pot fi, da, și atacuri demonice sau faptul că ai decis să te izolezi și nu mai vii la biserică. Cauzele sunt multiple. De aceea,
Ca prin gând, aș vrea să avem înțelepciunea să nu ne judecăm unii pe alții, sunt total diferiți și să nu ne judecăm mai ales stările acestea prin care trecem, să nu dăm imediat etichete. Ăsta este un om care, ce știu, sub atacul demonului, ăsta este un om care nu mai slujește pe Dumnezeu, ăsta este un om care nu iartă. Sunt o grămadă de trăiri pe care noi nu avem cum să le știm. Dar avem soluții în cuvântul lui Dumnezeu și asta este minunat, slăvit să fie El. Și aș vrea să insist prea mult pe lucrurile acestea, ce aș vrea să mă duc pe soluții. Pentru că eu cred că prin cuvântul lui Dumnezeu și cu ajutorul cuvântului Dumnezeu și a Duhului Sfânt, cu ajutorul bisericii, a fraților, noi putem scăpa din stările acestea. Domnul să ne ajute la asta. Spuneam că vă mai referim în mod special la stările acestea de depresie pe care trecem fiecare dintre noi. Poate până acum nu le numim depresie, pentru că ai fost convins la nivelul minții că depresia e o boală lumească, e o boală care n-are de face cu creștinii. Numește-o cum vrei tu, cheamă o dezamăgire, cheamă o mâhnire profundă, cum o numește Biblia, cheamă o deznădejde, dar prin stări de felul acesta trecem fiecare dintre noi. Și spuneam, pot fi legate de anumite sezoane. Spre exemplu, nu știu dumneavoastră, eu n-am rușine să vă mărturisesc că eu când plouă afară, eu intru așa într-o stare depresivă. Mă uit, parcă nu îmi vine să-mi iau viața, dar mă uit așa, parcă mă, mai ales când ai de făcut treburi la casă sau ai de pus în pământ. Și așa parcă se dă o luptă la nivelul minții și noi, în ultimul timp, mai ales când a fost cu grindina aceea puternică, urmărim aplicația asta, să vedem. Și m-am trezit discutând zilele trecute cu niște frați din biserică, ne-am întâlnit și, na, ce-au pus ăștia? Păi au pus ploaie. Și la un moment dat mi-am dat seama așa, bă, ce am ajuns? Ploaia nu mai dă Dumnezeu, nu mai decide Dumnezeu ce pun ăștia, ne uităm ce ne pun ăștia, ce ne mai dau ăștia. Și am intrat în starea aceasta de supărare pentru că ăștia pun ploi, ăștia pun soare când nu trebuie. În loc să înțelegem că toate sunt de la Dumnezeu și toate le rânduiește Dumnezeu, slăvit să fie El. Și intru în starea aceasta și imediat încep să mă gândesc, Doamne, unde am greșit, ce am pornit? Am pornit cu stângul în ziua respectivă, nu m-a rugat, n-am meditat la cuvântul Tău. Și mă întorc în spate și după 2-3 ore, dintr-o dată, pace și liniște în viața mea. Și mă poate bucura și o ploaie. Acesta este un simplu exemplu și cred că fiecare dintre dumneavoastră a experimentat lucrul acesta. Ce să facem când trecem prin stările acestea? Spuneam că psalmii sunt o oglindă extraordinară a stărilor sufletești prin care treceau oamenii lui Dumnezeu. N-au avut nicio emoție, nicio jenă, oameni ca David, oameni după inima lui Dumnezeu, să-și exprime starea lor lăuntrică, ceea ce simțeau cu adevărat. Pentru ce te mâhnești și gemi, suflete? Psalmul 13, Doamne, până când mă vei uita neîncetat? Să ai curajul acesta să-i spui lui Dumnezeu exact starea ta și ăsta este primul lucru, roagă-te sincer, roagă-te sincer, nu te ruga cum te rogi de obicei. Hai acum să mă întreb și să vă întreb și pe dumneavoastră, astăzi ne-a rugat sincer noi? Am fost sincer în rugăciunea noastră sau ne-a rugat lucruri care le știam? N-a fost starea noastră, ne simțim chiar și jenant să spunem, Doamne, de fapt ți-am spus niște lucruri care... Poate mi-a fost jenă de fratele, de sora lângă mine, am spus ce rugăciune așa generale, n-am fost sincer. Ei, când vă spun că trebuie să ne rugăm sincer, trebuie să spunem exact Domnului trăirea noastră. Și aici, observați, eu cred că Dumnezeu, la unul ca Iov, la unul ca psalmist, la un om care trece prin problema aceasta, descurajare, deznădejde, cred că Dumnezeu nici nu ia în seamă foarte mult cuvintele acestea, chiar cuvinte destul de dure la adresa lui Dumnezeu. Doamne, până când mă vei uita necetat? Când de fapt ei imediat își dau seama și următorul verset ei spun că Dumnezeu este tăria mea, Dumnezeu este lumina mea, Dumnezeu este stânca mea, dar eu văd în asta acea zbatere, acel zbucium în rugăciune când spui Domnului exact starea prin care treci. Spune-i Domnului temerile tale, spune-i, ai curajul, spune-i Domnului exact gândurile și starea ta. Degeaba veni și jucăm teatru înaintea lui Dumnezeu și îi spunem lucruri așa generale sau îi predicăm lui Dumnezeu, spune exact ce te apasă, exact cum o simți tu, exact cum spune aici David, dușmanii tăi sunt asupra mea. Mintea mea mereu îmi spune, unde este Dumnezeul tău? Eu știu așa, rațional, logic, dar gândul ăsta mă presează, Doamne. Gândul ăla spune înaintea lui Dumnezeu, vino și varsă-ți înaintea lui Dumnezeu sufletul tău. Asta poate să fie câteodată caracterizat prin strigăte, poate fi caracterizat prin geamăt, poate fi caracterizat printr-o rugăciune din inimă, ca Luana, poate avea multe moduri, dar fă-o într-un mod sincer înaintea lui Dumnezeu. Observați, ca persoane, noi când avem încredere în cineva și știm că nu ne judecă și știm că este lângă noi și știm că vrea să ne acorde atenție, așa de mult ne ajută lucrul acesta că începe să ne descărcăm sufletul. Și după ce te-ai descărcat sufletul, spui, wow, mă simt mai ușurat. Ei, imaginați-vă dacă așa ne-am raportat la Dumnezeu. Fiți atenți, vă spun un lucru foarte sensibil. Noi nu avem curajul să fim sinceri cu Dumnezeu că nu avem încredere în El. Și asta e tulburător. N-am încredere în Dumnezeu. Am impresia că îl induc cumva în eroare prin povestirile mele și rugăciunile mele. Spune-i Domnului exact ceea ce simți. Dacă ai încredere în El și dacă știi că Dumnezeu nu te judecă, îți vei vărsa sufletul înaintea Lui. Și uitați cum face versetul 9, spre exemplu, spune întrebarea aceea, de ce?
Doamne, pentru ce mă uiți? De ce, Doamne? De ce? Noi știm și am predicat despre lucrul acesta că nu este cea mai bună și cea mai corectă întrebare în suferință, că Dumnezeu nu o să-ți răspundă la întrebarea aceasta, dar să știi că Dumnezeu nu te respinge dacă spui și adresez întrebarea aceasta din toată inima. Doamne, de ce? De ce mi se întâmplă lucrul acesta? Nu neapărat că vreau un răspuns, pentru că Dumnezeu nu-ți va da un răspuns și nu te va ajuta un răspuns. Și o să vedem mai târziu ce ne ajută. Apoi, imediat, vedem în zbuciumul acesta starea depresivă, dar imediat încrederea în Dumnezeul suveran. Încrederea în Dumnezeul suveran. De aceea zic, stânca mea, observați? Totuși rămâne Dumnezeul meu, stânca mea. Este greșit să spun, Doamne, nu înțeleg tot ce mi se întâmplă, nu înțeleg stările acestea, nu înțeleg zbuciumul, lupta aceasta, dar știu că Tu ești suveran, știu că Tu ești stânca mea, știu că ești ajutorul meu. Nu-i greșit. Nu-i greșit. Și asta nu e numai o schemă mentală care trebuie să mi-o repet eu ca să am încredere. Nu, e ceva mai mult. Înseamnă acea bază a încrederii noastre în Dumnezeu. Știu cine este Dumnezeul meu. Slăvit să fie Domnul. Vorbește în mod deschis cu Dumnezeu. Roagă-te în mod sincer. Dacă treci prin stările acestea, cui să-i spui? Cui să-i spui? Poate unii subestimează, ascultați-mă la mine, n-am pot să ridic mâna, că e o întrebare jenantă. Ascultați-mă, sunt foarte mulți în biserică care trec prin stările acestea. Viața lor pare senină, viața lor pare liniștită ca a celorlalți. Încearcă să o nece prin poate cheltuieli, încearcă să o nece prin izolare, încearcă să nu arate ceea ce simt cu adevărat, dar sunt măcinați în interiorul lor. Și e suficient să stai de vorbă cu oameni, să vezi. Dacă capătă un pic de încredere în tine, încep să spună cu adevărat cine sunt ei. Prin afară pare că toate lucrurile sunt frumoase, dar în interior au un zbuciu și au nevoie să spună cuiva. În primul rând spune Domnului. Spune Domnului. Da, e bine să ai persoane cărora să le spui, dar nu poți să stai, dacă a stat tot să necăjească păstorii toată ziua, n-ai cum, ești conștient. Poate deodată nici partenerului de viață, soțului sau soției, ești conștient că nici el nu te mai înțelege, poate nu mai ai un prieten, dar rămâi să fie Domnul prietenul tău. Lui să-i spui, măcar lui să-i spui. Și foarte important lucrul acesta. Nu uitați lucrul acesta, roagă-te, spune-i Domnului starea ta. Asta e starea mea. Mă plâng înainte lui, mi-arăt zbuciumul înainte lui Dumnezeu, mă zbat înainte lui Dumnezeu. Nu fă rugăciunea acelea cu Doamne, Dumnezeul meu. Și spune-i povestiri care pe nimeni nu ajută. Domnul să ne ajute la aceasta. Apoi, caută prezența Lui. Cum dorește un cerb izvoare de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. O sete după Dumnezeu. Fiți atenți la lucrul acesta. Compară sufletul lui cu o cerboaică sau un cerb care caută în disperare o apă. Caută găfâind, îi sete, dorește lucrul acesta. Așa simte că este sufletul lui, însetat după apă, însetat după Dumnezeu, însetat după ceva care să-i răcurească inima. Știți ce primește el sau care este impresia că o primește el? Versetul 3. Cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte. Să-ți dorești o apă curată, o apă care să-ți stâmpere setea și să primești și să te hrănești cu lacrimi amare. În general, când avem poftă de mâncare sau dorință după o anumită mâncare, la baza acestei pofte sunt cel puțin trei lucruri. În primul rând, poate fi o deficiență, o lipsă de anumiți nutrienți din corpul nostru. Și fără să ne dăm seama, noi dorim să mâncăm ceva, pentru că așa ne-a creat Dumnezeu într-un mod inteligent, corpul, mintea noastră cer lucrurile acelea. Da, spre exemplu, dacă îți dorești neapărat să mănânci o banană, probabil ai o lipsă de potasiu. Și exemplele pot continua. Al doilea lucru care stă la bază poate fi o boală. Da? Ești răcit, știți la răceală că ne dorim cel mai tare, chiar dacă nu prea îți place în general supa, dar la răceală o supă, da, de pui, aia știi că te pune pe picioare. Sau anumite, un suc de una spremută de arancia sau alte lucruri care știi neapărat că lucrurile acelea îți ajută. Dar boala din tine cere lucrurile acelea. Sau poate fi o dietă alimentară sau altceva. Și a treia cauză pentru dorința noastră de a mânca pentru pofta de mâncare este depresia, tocmai starea aceasta. O stare de nemulțumire, o stare de stres te împinge să mergi spre frigider. Deschizi frigiderul, spunea ceva foarte bine. Când deschizi frigiderul, puneți următoarea întrebare. De ce l-am deschis? Pentru că dacă îți vei răspunde la întrebarea asta, știi clar dacă trebuie să-l închizi sau să rămână deschis. De ce l-ai deschis? Uitați-vă și dumneavoastră, cred că treceți prin aceeași stări ca și mine. În momentul când eram la școală și aveam stresul acela pentru examene, mi-am găsit și eu locul cel mai potrivit unde să studiez. Eram pe masă, la masă în bucătărie cu frigiderul în spatele meu. Și a fost perioada în care am pus și cele mai multe kilograme pe mine. Într-una, când ceva nu mi-eșea, mă ridicam, mă plimbam, deschideam frigiderul, luam ceva. Stresul te împinge spre lucrurile acestea. Starea de nemulțumire, starea de tristețe te împinge să mănânci. Mănânci chiar câteodată într-un mod compulsiv, fără să te poți abține. Astea sunt, în general, dacă vreți, cauzele pentru poftele de mâncare pe care le avem. În afară de pofta bună, care orice om trebuie să mănânce. Nu, de-aia ne urăm poftă bună sau pofte bune. Că așa ar fi corect. Să avem o poftă bună, să mâncăm, da? Corect. Să mâncăm în limitele corecte.
Ei, în acest psalm eu înțeleg exact același lucru. De multe ori, din punct de vedere spiritual, se întâmplă aceeași treabă. Când am anumite deficiențe, anumite lipsuri în trupul meu, în sufletul meu, scuzați-mă, din punct de vedere spiritual, atunci am nevoia aceasta după Dumnezeu. Și acum vă pun întrebarea. Dacă n-am avea lipsurile acestea, l-am mai căutat noi pe Dumnezeu? Nu l-am căutat. În vreme de bucurie, puțin îl caută pe Dumnezeu. Dar în vremea aceasta, când simți că îți lipsește ceva, când simți că te mâni prea des, când nu mai ești răbdător, când nu mai este înfrânarea poftelor, ai nevoie, vin înaintea lui Dumnezeu. Doamne, am nevoie de Duhul Tău. Doamne, am nevoie în problema aceasta. Iar am greșit, iar am păcătuit. Apoi, când există o boală la nivelul sufletului, care fi datorată păcatului, neiertării, spuneam, din nou, foarte interesant, venim spre Dumnezeu. Îl căutăm pe Dumnezeu. Și în depresie, la fel, îl căutăm pe Dumnezeu. Când stările din viața noastră ne împing înspre Cel care poate să dea soluția. Planul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, pentru că suntem la capitolul acesta, caută prezența Lui. Planul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi a fost ca Dumnezeu, adică Dumnezeu a creat omul ca o ființă relațională. Noi trebuie să fim într-o relație cu Dumnezeu. Fiți atenți la lucrul acesta. Dacă Dumnezeu m-a creat ca ființă relațională, înseamnă că eu am absolută nevoie de o relație. Care este relația care mă satisface cel mai mult, care mă împlinește cel mai mult? Credincioșii știu. Relația cu Dumnezeu. Dumnezeu este singurul în măsură să-mi spună adevărul despre ceea ce am eu nevoie, despre ceea ce este identitatea mea și despre ceea ce trebuie să fac. Este singurul în măsură. Numai că diavolul intervine și planul lui este să nu mai fiu om relațional. Să-mi distrugă tot ce înseamnă identitate, să nu mai am relație cu Dumnezeu, să fiu cu o epavă, să nu mai aud vocea Lui. Și se dă o bătărie la nivelul minții. Vocea Domnului sau vocea diavolului sau vocea gândurile pe care mi-aduce mintea mea. Știți că vocea depresiei este o voce puternică care îți astupă sau încearcă să astupe vocea lui Dumnezeu? Discutați cu oameni care trec prin situația aceasta. Încearcă să-i dai tu explicații logice și raționale. Păi frate, scrie versetul acolo, să vezi dacă l-a ajutat cu ceva. Pentru că la nivel rațional el știe și el lucrurile acestea. Numai că există ceva, o voce puternică care astupă vocea aceea. Este nevoie de ceva mai mult. Noi avem partea dreaptă a creierului care face o activitate și partea stângă o altă activitate. În partea dreaptă a creierului sunt relaționările, sunt, dacă vreți, chiar și anxietatea, stările acestea emotive. În partea stângă este partea rațională, logică. Acum eu vă întreb, anxietatea, care este un rezultat al părții drept al creierului, poate fi rezolvată cu logica? Du-te și spune cuiva care este în starea aceasta, am o frică. Și tu începi să-i spui, cum să ai frică, măi? Dar nu, este o lumină peste tot. Păi cum să ai frică, dar și începi tu să-i spui logic. Nu l-a ajuns cu nimic. În mintea lui, doar dacă este respectos și nu spune în față, dar în mintea lui deja a creat un zid. Tu tot ce îi spui acolo pe trăile, bla, bla, bla. Pentru că nu poți rezolva o problemă care ține de partea stângă, de partea dreaptă a creierului cu partea stângă. Și atunci cum o poți rezolva? Tot cu un lucru care lucrează la partea dreaptă a creierului. Și în cazul nostru, spuneam, a creștinilor, lucrul acesta se cheamă prezența lui Dumnezeu, relația cu Dumnezeu. Singurul care poate rezolva anxietatea din viața mea este prezența lui Dumnezeu în viața mea. Slăvit să fie Domnul. Și diavolul luptă să ne oprească din lucrul acesta, cu toate puterile. Creierul uman are nevoie să aibă câteva asigurări. În general, 3 sunt foarte importante. Să știe că nu este singur. Eu trebuie să știu că am pe cineva cu mine, am pe cineva care mă înțelege, am pe cineva care mă acceptă. Câte versete în Biblie nu vorbesc despre lucrul acesta? Dar de atâtea ori spuneam, adinea ori, deși le cunosc lucrurile acestea, parcă le uit, parcă ceva, o umbră se pune peste ochii mei, peste mintea mea. Dar asta este o nevoie a creierului uman, să știi că cineva este cu tine. Și Dumnezeu ne-a promis și Domnul Iisus ne-a promis că va fi cu noi până la sfârșitul veacului, slăvit să fie Dumnezeu. Apoi că persoana aceea relaționează cu tine. Persoana aceea îți oferă siguranță. Poți să stai în siguranță în mijlocul acelei persoane. În momentul când ești cu cineva în siguranță și știi că te poate ajuta, te poate feri de anumite primejdii, parcă ai pace, parcă nu mai ai acea frică. Și acest lucru din nou îl oferă Dumnezeu. Ca să vedeți câte lucruri minunate ne oferă Dumnezeu nouă. Și apoi al treilea lucru de care are nevoie creierul nostru este să știe că este înțeles. Și noi ne luptăm cu problema aceasta. De atâtea ori nu ne simțim înțeleși, nu ne simțim... Vorbim cu persoane și aproape că nici nu am terminat de spus și deja ei ne dau soluțiile. Aproape n-am terminat de spus și ei vin cu problemele lor și ne simțim neînțeleși în lumea aceasta. Observați de ce e important să am o legătură strânsă cu Dumnezeu? De aceea eu cred din toată puterea și afirm lucrul acesta că orice consiliere creștină, orice...
ramura psihologiei care nu-L implică pe Dumnezeu și nu-I implică teologia creștină, este total deficitară. Poate ajuta până la un anumit punct. Ceea ce ajută pe om cel mai mult este implicarea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu. De aceea cred că și un credincios, dacă cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, poate ieși din anumite stări singur. N-are nevoie de ajutor. Important să rezolve repede problema, să nu rămână în starea aceea. Da, adevărat, se dau și medicamente și sunt situații grave. Eu personal am avut de-a face cu un caz în care persoana mi-a zis, gata, eu simt că azi Domnul mi-a dat o eliberare și nu mai e nevoie să iau medicamente. Și eu nu m-am simțit în măsură să-i spun, nu le mai lua. Eu nu știu, eu nu sunt medic. Eu i-am spus, slavă Domnului, dacă simți eliberarea aceasta, dar nu pot să spun eu, nu le mai lua. Și medicamentele au rolul lor. Spre exemplu, unul dintre lor, rolurile care le iau medicamente date pentru depresie este să ridice nivelul de serotonină. Da, acea stare de bunăstare. Dar în cuvântul lui Dumnezeu mi-am dat seama că cel mai mult ridică nivelul de serotonină în noi înțelegerea prezenței lui Dumnezeu în viața noastră. Ați observat? Uitați-vă numai astăzi. Nu știu ce ați trăit dumneavoastră. Eu vă spun ce am trăit eu. Am venit aici. Probabil nu eram foarte dezamăgit, descurajat, pentru că eu de obicei când pregătesc o predică, așa mă bucur foarte mult de mesajul Dumnezeu și abia aștept să-L împărtășesc cu biserica. Și dacă m-ați fi întrebat la început, ai emoții, fratele, v-aș fi spus nu. Dar când m-a ridicat de acolo, știți că noi avem, ne-am luat ceasuri și device-uri, acum avem și în cap și peste tot ne bârie. Și mi-a bârit ceasul când m-am uitat, frecvența cardiacă 110 bătăi pe minut. Zic, uleu, nu simt starea asta, dar uitați că noi nu ne dăm seama ce se petrece în interiorul nostru. Dar probabil mulți au venit aici într-o stare apăsătoare, pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne-a vorbit lucrul acesta în această dimineață. Și a fost suficient să ne îndreptăm privirile spre Dumnezeu, spre cuvântul Lui. Și ne-am înviorat un pic. Și dacă continuăm să stăm înaintea cuvântului Dumnezeu, ne înviorăm și mai mult. Observați simplu fapt că stăm în prezența lui Dumnezeu și conștientizăm prezența lui Dumnezeu. O mamă își certa fiul adolescent și îi spunea, numai la biserică nu vrei să mergi, te duci cu prietenii tăi să te distrezi, te cheamă încolo, fugi în toate părțile, numai la biserică nu vrei să mergi acolo la casa lui Dumnezeu. Și el spune așa, mamă, eu nu știu care, dacă ar fi în locul meu, ar mai merge după ce a fost invitat de câteva ori în casa cuiva și acel cuiva, acel cineva care îl cheamă să nu fie prezent niciodată. E cam așa vin mulți și aici vorbim, prezența lui Dumnezeu, deschideți inima, Dumnezeu lucrează, Dumnezeu vorbește. Da, e stană de piatră, zici, bă, eu stau aici pe scaun și ascult. Lucruri câteodată interesante, altădată, nu mă privesc nicio. Foarte puțin simt și înțeleg ce înseamnă prezența lui Dumnezeu. De aceea doar copiii lui Dumnezeu care au intrat, dacă vreți, într-o relație personală cu Dumnezeu, înțeleg prezența. Ei nu trebuie să-și dea foarte multe explicații, ei știu, când merg în casa lui Dumnezeu, eu mă întâlnesc cu Dumnezeu. Dar nu numai acolo, El este prezent mereu în viața mea, slăvit să fie Dumnezeu. Când te apropii de Dumnezeu, El îți dă și odihnă și asta avem nevoie extraordinar de mult în viața noastră. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Dumnezeu oferă odihna Lui, asta are nevoie sufletul nostru. Ia, imaginați-vă așa, cât timp ne-am odihnit sufletul zilele trecute? Cât timp ne-am odihnit sufletul? Efectiv să stăm așa într-o stare de meditație, să stăm într-o stare de așteptare înaintea lui Dumnezeu, să las ca Dumnezeu să-mi vorbească. Noi suntem dependenți de activitate, noi trebuie mereu să facem ceva, ne facem liste, cumva timpul să fie cât mai bine folosit, să nu cumva să rămână ceva nefolosit. Și atunci când stau aiurea și pierd vremea, cum spunem noi, mereu să am ceva în urechi, o cască, o discuție, nu putem sta liniștiți câteva momente să oferim odihnă sufletului. Și Domnul Iisus a spus, vreau să vă dau odihnă, vreau să vă dau odihnă. Și este și o odihnă pentru trup, dar este o odihnă importantă pentru suflet. Unii nu au avut niciodată, poate, experiența aceasta, să se simtă bine în preajma cuiva. De asta spuneam că e foarte important în stările acestea depresive să înțelegi care sunt rădăcinile și cauzele. Nu poți trata superficial, ca de altfel nici din punct de vedere medical. Nu te duci și te aștepți ca medicul să trateze așa superficial. Să uită la tine, îți face un pic așa la ochi, îți deschide gura și gata, deja ți-a dat verdictul. Și unii au crescut în case cu multă tensiune, cu divorț, cu bătăi. Nu au avut niciodată o persoană care să se bucure pur și simplu de prezența lor. Să fii în casa ta și să vezi că părinții supărați, pentru că nu te-au dorit să fii în casa lor. Să fii în casa părinților și să-ți realizezi că părinții tăi nu sunt părinții care ți-au dat viață, că de fapt mama care o ai e a doua sau a treia, că tata care l-ai e de fapt nici nu-i căsătorit măcar și că tu n-ai știut tatăl tău și nu aveți idee cu câte lucruri cresc copiii aceștia. De aceea câteodată mai spunem tinerilor din biserica noastră, vai, cât de mult trebuie să mulțumiți Domnului, dacă aveți familii sănătoase, în care se înalță cuvântul lui Dumnezeu, în care părinții au stat împreună, în care vă oferă dragoste și bucurie.
și afecțiune. Este un mare har. Foarte mult ne determină ceea ce vom deveni peste timp. Determină de ceea ce am crescut, de experiențele noastre, de felul în care s-au raportat alții la noi. Foarte, foarte mult. Acum, dacă aș spune la o astfel de persoană că Iisus e bucuros să stea cu tine, el n-ar simți absolut nimic. Pentru că nu a experimentat niciodată, poate, sau de prea puține ori, lucrul acesta, ceva să fie foarte bucuros de tine și de prezența ta. La muncă, șefii sunt bucuroși de noi numai dacă le faci norma care o vor ei și nici atunci nu și-o exprimă. Acasă, de multe ori, nu simți bucuria aceasta. Vii la biserică, din ce în ce mai puțin, fiți atenți ce spun, din ce în ce mai puțin vezi bucuria fratelui și a sorei că e cu tine. Și când îți vine cuvântul Lui Dumnezeu și spune Iisus e bucuros să stea cu tine și se bucură extraordinar de mult și vrea să-ți dea bucuria, pe tine te lasă rece lucrul acesta. Dar asta este unul dintre remediile extraordinare pentru sufletul nostru. Să accepți bucuria prezenței lui Iisus. Iisus nu vine aici mai pentru că l-ai chemat tu și vine morocănos și vine să vadă păcatele din viața ta. El e extraordinar de bucuros și are o bucurie mare pentru că noi suntem ai Lui. Vă aminte ce spune Evrei 12? Pentru bucuria care era pusă înainte, Hristos trăiește această bucurie continuă de cei care sunt ai Lui. Și hai gândiți-vă așa, dacă noi am fost creați să ne bucurăm veșnic cu Dumnezeu, dacă noi am fost creați pentru veșnicie, oare Dumnezeu se uită așa cu batjocură la situațiile prin care trecem noi în viață? Dacă El le-a creat și ne-a gândit și ne-a mântuit ca să fim veșnic cu El, apoi în situațiile astea de criză, de descurajare, de deznădejde, oare Dumnezeu e nepăsător față de noi? Nu! Psalmistul înțelege lucrul acesta. Tu ești mereu stânca mea, tu ești mereu prezent lângă mine, slăvit să fie Dumnezeu. Repetă-ți mereu lucrul acesta, Dumnezeu e prezent cu mine, glorie lui Dumnezeu. E foarte important lucrul acesta, prezența Lui lângă tine, prezența Lui cu relația Lui, îi lângă tine, îi lângă tine. Când îți întorci privirile spre El, pentru că de multe ori avem privirile în jos, dar când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. De ce? Că îl vezi bucuros. Și vezi că vrea să-ți dea pace și desfătare și Lui nu-i place să stai morocănos și nemulțumit și anxios. Și așa cum se citea foarte bine în Eclesiastul, toată viața și truda ta axată doar pe a agonisi. Vezi, spune, hei, capul sus, uite-mă, fața trebuie să umple de bucurie, să se lumineze. Și cum spunea, citea frații astăzi în Psalmul 32, uitați-vă soluția lui Dumnezeu, versetul 8. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Adică Dumnezeu se uită spre tine și El îți spune, ridică-ți capul, privește-mă. Lasă ce spune cei din jur, lasă ce spune mintea ta. Privește spre mine, privește spre mine. Al treilea lucru. Practică lauda și mulțumirea. Psalmistul înțelege lucrul acesta. Ziua Domnului îmi dădea îndurarea Lui, iar noaptea cântam laudele Lui și înălțam rugăciunea Dumnezeului vieții mele. Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. Lauda și mulțumirea sunt extraordinar de bune ca remedii împotriva acestor stări. Laudă-L pe Dumnezeu, cântă-L lui Dumnezeu. Eu strig spre psalmistul în psalmul 18, versetul 3. Eu strig, lăuda să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Și gândește că vrăjmașii aceia sunt gândurile care năpădesc asupra ta, care nu-ți dau pace. Eu strig, lăuda să fie Domnul. Începe să cânți, fă-ți un playlist pe telefon și ascultă muzică creștină care îl înalță pe Dumnezeu. Și o să vezi când cântând lucrurile acelea, dintr-o dată o să cânți și tu. Lasă la o parte manele, lasă la o parte hip-hop-ul, lasă la o parte muzica rock, lasă la o parte muzica care asculți, că nu te îndeamnă să-L lauzi pe Dumnezeu. Și dacă vei cânta cântările lui Dumnezeu, starea inimii tale va fi înălțătoare. O, Doamne, de eu sunt într-o stare, dacă ai ști starea mea, păi da, e, tocmai mi-ai spus starea ta. Mai spune-mi, starea mea e apăsătoare, eu nu mai văd niciun viitor, nimica. Nici o problemă, capul sus, ridică capul. Lasă probleme, lasă tot ce te amenință, ridică capul spre mine. Începe să fii mulțumitor, să mă lauzi. Mulțumește dincolo de voia ta, de ceea ce ai vrea să spui. Mulțumește Domnului, fă un exercițiu, caută lucruri de care să fii mulțumitor. Al patrulea lucru, asimilează cuvântul lui Dumnezeu. Frații mei, surorile dragi, nu putem să fim biruitori dacă nu asimilăm cuvântul lui Dumnezeu. Trăim într-o generație care este foarte subțire în privința aceasta. Multă informație, dar puțin cuvânt asimilat.
Spune cuiva despre meditație la cuvânt, spune cuiva despre memorare, spune cuiva despre studiu aprofundat al cuvântului. Cheamă pe cineva astăzi la seminare, la studii. Oh, a trecut de mult timpul ăla de plin de entuziasm, să merge să face seminarii, studii. No, acum noi avem pe telefon când am chef și dau așa și printr-o sută de mini-video care văd acolo și câte un mini-verset care l-a pus și care predicator sau un îndemn. Și mi-e suficient. Foarte superficial suntem. Și cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în psalmul 1, zi și noapte cuget la legea ta, despre o rumegare a cuvântului Dumnezeu. Nu lăsa, observați ce face aici psalmistul, foarte frumos lucrul ăsta și în psalmul 103. Îmi este versetul 5, pentru ce te mâhnești suflete și gemi înăuntrul meu? Cine vorbește aici? Psalmistul vorbește cu cine? Cu sufletul. Știți ce facem noi greșit? Lăsăm ca interiorul nostru să ne vorbească minții noastre. Prea puțin predicăm sufletului nostru. Prea puțin îi predicăm Evanghelia, prea puțin luăm noi inițiativa. Te trezești dimineață și leși înăuntrul tău, sinele tău, eu-ul tău, firea ta, să-ți spună ceea ce ești. Sunt grasă, sunt urâtă, sunt nebăgat în seamă, sunt disprețuit, sunt așa. Și aia crezi. Pentru că tu imediat ar trebui să fii un predicator care să începi să spui, pe baza cuvântului Dumnezeu, eu sunt asta. Dar nu, noi nu spunem. Îl lăsăm sufletul nostru să ne poruncească ceea ce suntem noi. Și le spune Ieremia că inima omului este deznădăjduit de rea, este foarte înșelătoare, nu te încrede în propriile sentimente, nu lăsa euul să-ți spună cine ești tu, tu știi cine ești și predică-i tu, spune-i tu cine ești. Domnul să ne ajute la aceasta. Sunt foarte importante lucrurile acestea. Perseverează. Foarte interesant, am găsit un verset în psalmul 119, versetul 36, psalmistul se roagă așa, Doamne, pleacă-mi inima spre învățăturile tale și nu spre câștig. Adică David vede în el câteodată dorința aceasta ca în loc să citească cuvântul, să fie interesat, ce știu, de bursă, de cripto, de cum îi merg afacerile, de ce știu, treburile casei, de alte lucruri. Și el spune, Doamne, te rog frumos, pleacă-mi inima că eu trebuie să citesc cuvântul tău. Vreau ca înclinația inimii mele să nu fie spre lucrul acesta, ci spre cuvânt. E o luptă care o duce. El simte, cum cred că simțiți și dumneavoastră și eu, că nu totdeauna îți vine cheful și dorința puternică să citești cuvântul lui Dumnezeu. Dar în astfel de situații, eu mă rog și spun, Doamne, pleacă-mi inima, înclină inima, mintea, dorința spre cuvântul tău. Vreau să-l înțeleg, vreau să-l asimilez, vreau să-l cred, vreau să-l aplic în viața mea. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Cugete la cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă dau câteva exerciții simple pe care ar trebui să le facem. Wow, ce mult mi-a schimbat mie viața și m-am mai mărturisit odată. Numai așa am scăpat de păcatele tinereții. Am încercat toate metodele, pe la oameni mari, predicatori, proroci, în toate modurile am încercat și mi-am dat seama că de fapt nu erau vinovați, pentru că era vinovat eu că încercam altfel soluția. Știți cum a venit soluția în dreptul meu? Citind, crezând și aplicând cuvântul lui Dumnezeu în viața mea. E la îndemâna noastră cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să vedem câteva exerciții. Spre exemplu, am păcate în viața mea și faptul că nu le mărturisesc, faptul că nu mă las de ele, vine o stare de apăsare peste mine. Și este o stare de apăsare. Și David spunea, gemea totul în mine, oasele, totul mă durea. Ei, în momentul acela, eu ar trebui să iau textul Scripturii, să cunosc unde sunt versetele acelea care vorbesc despre starea aceasta. Ca, spre exemplu, Psalmul 32. Și citesc Psalmul 32 și îl recitesc și îl recitesc și încep să-l cred și spun, lucrul acesta mă va duce spre depresie, lucrul acesta mă îndepărtează de Dumnezeu, soluția este mărturisirea. Sau, cum am făcut eu, Roman 6, dacă puteți afișa, Roman 6, capitolul 6, versetele 10 până la 13. Au fost versetele care mi-au schimbat radical viața, modul de gândire în relația cu Dumnezeu. Pentru că le-am repetat și le-am crezut din toată inima și le-am aplicat în viață. Nu este altă soluție. Acolo când spune cugetă zi și noapte, textul original spune rumegă la cuvântul lui Dumnezeu. Rumegă. Acum dumneavoastră știți cum rumegă o vacă. Da? După ce mănâncă iarba aceea, mereu o scoate și o rumegă și iar o scoate și iar o rumegă. Așa trebuie să facem cuvântul lui Dumnezeu. Fiindcă prin moartea de care a murit, el a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Versetul 7. Tot așa și voi înși vă socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos. În fiecare zi rostesc cuvântul acesta. Mă socotesc, adică îmi spun minții mele, declar sufletului meu și spun mereu lucrul acesta. Eu sunt mort față de păcat. Păcatul, continuă textul, să nu mai stăpânească în viața voastră, peste mădularele voastre, ci toate mădularele trebuie date ca unelte în mâna lui Dumnezeu. Eu nu mai datorez nimic păcatului, n-are voie păcatul să stea în viața mea, eu sunt viu pentru Dumnezeu. Îmi repet lucrurile acestea, le cred și le aplic în viața mea. Dar noi nu, nu avem câte o predică tipă cum e asta de azi, am auzit-o, oricum, cam se spune cam 90% uităm, nu mai reluăm, nu mai ascultăm, nu mai interesează și după aia mă întorc la mele, 3 zile funcționează bine și apoi iar cad în aceeași lucruri.
Ei, adu-ți aminte măcar de lucrul acesta, că nu-i soluția mea, e soluția lui Dumnezeu. Ia cuvântul lui Dumnezeu, cugete la el, ia-l, învață-l, repetă-l, crede-l, meditează asupra lui, fiecare cuvânt în parte să-ți declare ceva și crede promisiunea lui Dumnezeu mai mult decât minciunile diavolului. Ai răbdare, spre exemplu, ești unul care nu prea ai răbdare și ești în starea aceasta apăsătoare și spui, Doamne, până când nu se merită, am încercat, m-am rugat pentru mântuirea cuiva, m-a rugat pentru vindecare, m-a rugat pentru o grămadă de lucruri, nu se merită. Uitați ce spune Psalmul 40 de pe aceeași parte a Bibliei. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. M-a scos din groapa pierii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a întărit pașii, mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Dumnezeu. Nu ne spune cât timp a stat David în groapă. Dar în groapă nu e ușor. În fundul mocirlei nu e ușor. Acolo e întuneric, acolo e umezeală, acolo sunt gânduri negre și cât a strigat spre Dumnezeu nu știm. O zi, două, trei, 13, 30 de zile, 3 ani, nu știm. Și e frumos că nu știm lucrul acesta, pentru că toți putem să ne identificăm aici. Și să continui să strig spre Dumnezeu, să nu abandonezi lupta. Foarte mulți abandonează ușor. Nu mai are rost, nu mai are rost. Nu, continui să strigi. Pentru că vine o zi a mântuirii, vine o zi a izbăvirii. Și în momentul acela vei fi o mărturie pentru toți. Să știți că puterea evangelizării sau puterea mărturiei cel mai mult se coace, se formează, dacă vrei, în fundul mocirlei. Când ești poate disprețuit, poate ești lăsat la o parte de alții, în fundul mocirii, acolo când stai și îl rogi pe Dumnezeu și nu mai ești numai tu cu Dumnezeu și El știe problema și El știe care este oful tale. Repetă-ți versetele acestea mereu. Eu știu că Dumnezeu pregătește ceva și voi fi o mărturie. Și va fi o mărturie. Și va fi o mărturie și cred cuvântul acesta. Ai o frică. Ai o frică în viața ta și nu știi cum să scapi de frica aceasta. Sunt anumite frici normale, dacă, ce știu eu, mai ales la surori, dacă umblați poate noaptea singure pe undeva, da? Să ia un câine sau să ia cineva de dumneavoastră, normal să fie frică, da? Deci ar fi cazul să umblați singure la orele aceea, da? Sunt anumite frici normale, dar sunt anumite frici inexplicabile, cum spuneam, frica aceea să stai singur în casă. Lumina aprinsă peste tot. Sunt oameni care trebuie să doarmă cu lumina aprinsă. Sunt oameni care au o grămadă de frici, că atât te sperii, lista e foarte lungă. Ei, vreau să vă spun că cea mai mare frică umană, cea mai mare frică pe care o are un om, este frica de moarte. Frica de moarte. Mai este numită în termeni științifici tanatofobia, dacă o să auziți de lucrul ăsta, să știți că este teama de moarte. Ei, lucrul acesta ne spune Domnul Iisus Hristos în Evrei, capitolul 2, dacă vreți să afișați versetul 14 și 15, că El l-a biruit. Frica de moarte L-a biruit-o. El a călcat moartea în picioare, El a biruit această frică. Și acum îmi pune o întrebare, dacă cea mai mare frică a biruit-o Hristos, oare toate celelalte frici nu le poate birui? Nu mă poate face un biruitor? Ba da, Domnul mă poate face un biruitor. Ei, pentru cei care aveți frică, încercați să meditați la versetele acestea. Luați-le, repetați-vă pentru mintea voastră. Puneți-vă încrederea în Dumnezeu. Nu ascultați mai mult vocea gândului dumneavoastră decât vocea Scripturii sau vocea lui Dumnezeu. Aici este secretul bătăliei. Mulți ascultă prea ușor vocile din jur, care devin câteodată mai puternice, spuneam, decât vocea lăuntrică a Duhului Sfânt. Astfel, dar deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtași la ele. Domnul s-a făcut asemenea noastră. Pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, versetul 15, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Slăvit să fie Dumnezeu! Mare binecuvântare avem! Sunt importante lucrurile acestea. Știți că multe lucruri în viața, în mintea noastră, nu vin pentru că mulți așa cred că gândul este păcat. Deja vreau să vă spun că nu este păcat. Acum nu mai e timp să explic de ce. A gândul în sine nu este păcat și ceea ce fac cu gândul meu. Apoi sunt anumite gânduri care provin din experiențele noastre de viață, ce am trăit, de lucrurile care sunt traumatizate de mic, de fricile care am avut, de experiențele negative care le-am avut. Sunt gânduri care vin imediat când mă relaționez la cineva. Eu nu le pot controla, ele vin peste mintea mea. Sunt gânduri care vin și din partea diavolului. Sunt gânduri care vin dintr-o grămadă de surse. Nu sunt toate gândurile lui Dumnezeu. Și atunci trebuie să fac ceva cu gândul meu. Și uitați-vă încă un exercițiu practic. 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 5. Noi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Iau gândul acela și îl fac rob ascultării de Hristos. Gândul ăla nu dispare. Nicăieri nu ni se spune că noi trebuie să luptăm cu gândurile din viața noastră, din mintea noastră. Da, sunt gânduri care le pune diavolul și trebuie să-l mustri în numele Domnului. Dar sunt anumite gânduri care trebuie să le faci robe ascultării de Hristos. Adică îți vine un gând să te răzbuni, tu începi să iei cuvântul lui Dumnezeu, rumegi toată situația asta și răspunzi altfel, cum îți spune cuvântul lui Dumnezeu. Îți vine gândul să furi ceva sau să iei ce nu e al tău sau să poftești la cineva, ei, gândul acela trebuie să-l pui robe ascultării de Hristos. Nu trata foarte mult cu el. Nu încerca să spui că da, până acolo merg, dar după aia nu mai merg. Nu.
Din prima, ori îl mustri în numele Domnului Iisus, da? Ori îl faci rob ascultării de Hristos. Dar vedeți de ce trebuie să știu Scriptura? Eu trebuie să știu Scriptura. Ați întâlnit și dumneavoastră, vorbeam ieri cu un lider de tineri și mi-a spus, a rămas șocat de adolescenți care mi-au spus că ei n-au știut niciodată că pornografia e păcat. Eu zic, bă, glumești. Nu, mă, erau sinceri, chiar n-au știut lucrul acesta. Deci imaginați-vă cam ce avem noi, tipuri de oameni care avem, care trebuie să le slujim. Nu mai luați totul per scontat. A, nu, dar ei toți știu cuvântul. A, dar nu ei toți știu că e păcat. A, ei toți, nu, nu. Dar din momentul când am aflat, devin responsabil de ceea ce fac cu adevărul acela. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Apoi mai sunt câteva lucruri, nu mai vreau să le dezvolt. Nu te izola, depresia este mincinoasă, îți spune, tu trebuie să ai timpul tău, stai acolo, meditează la viața ta, refă-ți viața. Nu, când ești în stările acestea, cel mai bine e să cauți grupul, să cauți trupul, să cauți comunitatea. Uitați ce spune psalmistul, mi-aduc aminte când mă gândeam cum mergeam înconjurat de mulțime și cum înaintam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu. David a înțeles puterea rugăciunii comunitare. A înțeles cât de important este să fie în biserică. Dumnezeu e peste tot cu noi, dar în mod special se prezintă în biserica lui. Slăvit să fie Dumnezeu! Și apoi fii un om activ. În depresie nu-ți mai vine să faci nimica. Totul se pare fără scop, fără nicio misiune, dar Dumnezeu are misiuni pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu are un scop mult mai înalt pentru viața noastră. Tocmai vezi că nu mai are rost nimic. Dar poate ai uitat că încă ești mamă, ai de crescut copii, că încă ești tată, că ai o viață înaintea ta, că Dumnezeu te-a chemat la slujire. Dumnezeu are ani încă de slujire pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu are binecuvântări extraordinare, are un viitor și o nădejde pentru noi. Slăvit să fie Dumnezeu! Nu asculta minciuna diavolului, ascultă-L pe Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin? Amin, slăvit să fie Domnul!